venit foarte punctual. Am venit chiar mai devreme. Mă plimb pe afară de vreo 10 minute. Ești emoționat? Mă mai întrebi. Ce, tu nu ești? Ba da. Unde? Unde sunt ai tăi? Tata trebuie să coboare dintr-o clipă într-alta. Tocmai clipa de care mă tem cel mai mult. Nu mai puteam amâna fedia. Tata e un om cu principii foarte severe. E timpul să oficializăm dragostea noastră, nu? Da. Sigur. Doar așa am și vorbit. Uh-huh. Și la urma urmei nu văd de ce ar trebui să ne fie teamă, nu? Suntem majori amândoi, ne iubim. Aoleu! Ne iubim, ce e, dragă? Cravata! Ce cravată? Aoleu, cravata ta, unde e? N-ai cravată! N-am cravată? N-am cravată. Vai, ce nenorocire! Păi de ce? De ce n-ai cravată, dragă Fedia? De ce sună acum? De ce? Ia, auzi, cum? E cald afară, e chiar foarte cald. Păi cine mai umblă la ora asta cu cravată, nu? E, situația ta e cu totul specială, Fedia. Cum poți să te prezinți în fața părinților mei în halul ăsta? Aha, cum adică în halul ăsta? Dar ce, am venit în chiloți? Ue, fără glume proaste, Fedia, te rog. Unde ai mai pomenit tu pe cineva care vine să facă o cerere în căsătorie fără cravată? E chiar așa de formalist? Dragă, pe eu nu îmi plac cu etichete formalist, neformalist. Tată e un om care ține la bunele maniere și să știi că sunt împrejurări în care eu îi dau dreptate. Ținuta vestimentară ireproșabilă, spune el, denotă și un caracter ireproșabil. Și cred că nu exagerează deloc. Da, bine, ce să fac? Atunci alerg acasă să îmi pun o cravată. Da, n-ar fi rău, n-ar fi Într-un sfert de oră sunt înapoi, să știi. Aoleu, nu se poate. De ce? Tata ține foarte mult la punctualitate și asta face parte tot din, înțelegi? Din bunele maniere, înțelegi? Sigur că da, l-am anunțat pe tata că sosești la ora 6:15 și acum iată, e 6:08, nu mai ai vreme să te duci și să te reîntorci la ora fixată. Dacă intru șchiopătând. Cum? De ce să intri șchiopătând? Așa, și spun că am căzut pe drum și gata, mi-am scrântit piciorul. Fedia! Ce, n-aș avea atunci o scuză că am întârziat? E o aberație, Fedia, ți-arde de glume? Sau, stai. Dacă mi-aș pune repede un bandaj la gât. Înțelegi? Amigdalită, laringită, mă rog, altceva. Și din cauza bandajului, nu Fedia, mi-am pus cravată. Dumnezeu, uneori ai niște idei atât de trăznite că nu știu ce să mai zic. Încercam să salvez și o situație. Păi dacă nimic din toate astea nu merge, atunci gata, trebuie să renunț. Cum? Să renunți? Doar nu mă pot prezenta în halul ăsta, nu? Chiar tu ai spus-o. Așa că o să vin altă dată. Nici să nu te gândești. Crezi că pe tata poți să-l sucești cum vrei tu? Dacă el ți-a fixat astăzi ziua de primire, altă dată nu mai poți să-l vezi. Parcă ar fi zi de audiență la primul ministru. Așa e tata și nimeni nu-l poate schimba. Cam rigid, cam formalist, cam militoros. Nu uita că a fost profesor de educație fizică și că are obișnuința mișcărilor precise. De ce surezi? Mă gândeam la biata maică ta. Trebuie că am mers numai în pas de defilare când aduceam mâncarea la masă. Uite, te rog, nu-mi plac răutățile, auzi? Iartă-mă. Dar ce facem totuși? Uite, vremea trece și eu sunt tot fără cravată. Stai că te scot eu din încurcătură. Are tata niște cravate vechi într-un șifonier. Mă repet sus și ți-aduc una din ele. Foarte bine, foarte. Stai. Păi eu ce fac în timpul ăsta? Stai cu minte aici în vestibul. Bine. Stai! Dacă vine cineva. N-are cine să vină. Cum n-are? Dacă vine totuși, ce fac? Tata nu coboară decât la ora fixată. Dacă apare mama sau bunica, spui și tu ceva. Da, bine, spui, ce să spun, o poezie? Ce? Spui că ești de la gaze și ai venit să verifici contorul, e bine? Uite, asta e explicația, așa este. Hai, fugi, adu-mi cravata, repede. Da! Aolo, iar ai fumat pe ascuns. Uite ce voce răgușită ai. E timpul să pregătești ceaiul, acum coboară, tată. Da, bine. Mai vine neisprăvitul ăla pe care vrei să ne-l prezinți? Vine! Cine știe ce coate goale o mai fi, că voi fetele de azi numai la tăștia trageți. Da. Și-ți cam știu eu, prietenii. Puf din țigară, muzică de-aia de te dor urechile și mai trag și la măsea. E bețiv? Nu. Lasă că ți-l cântăresc eu. Hai du-te și fă ceaiul, ai auzit? Tata! Oleo, cine a fi fost? Mama sau bunica? Uite cravata! Nu te
Păi, nu te-ai întâlnit cu nimeni, cu nimeni? Nu, de ce? A trecut cineva prin hol și m-a simțit. Cum de te-a simțit? Ai strănutat? Ei, am strănutat, nu, fluieram. Bravo! Cine te-a învățat să fluieri în casă? Stai, nu sări așa, că și tu fluieri prin casă. Am aflat o mulțime de lucruri despre tine. De pildă? De pildă, uite că fumezi pe ascuns. Nu-i adevărat? Ba da, și că ai niște prieteni care cam trag la măsea. Asta a fost bunica mea, da? Că nu mai are idei fixe cu fumatul și cu băutura. Te-a văzut? Nu, că n-a venit în vestibul. Mi-am prefăcut vocea și am răspuns în locul tău. Gata, ai terminat? E 6:30. Bun, gata. Uite ce cravată, una mai caragioasă, n-ai găsit? Ei, ce să fac, așa sunt toate, îmi lasă bine cu ai la gât. Hai să trecem în hol. Hai. Ia loc pe scaunul acela. Când apare tata, te ridici și aștepți să-ți întindă el mâna. Da, auzi, astea, spune-mi, nu fac și o reverență așa ca la curtea țarului? Încetează cu glumele proaste. Mâna mi-o întinde ca să-i o pup sau ca să-i... Ce? Alu, ăsta o să avem o toamnă ploioasă, dragă mea. Reumatismele mele nu mă înșeală niciodată. Da, dacă spui tu, dragă Igor, așa o să fie. Vorbiți de reumatisme de parcă voi ați fi bătrân și nu eu. Lasă-mă. Dar văd că avem musafiri. Da. Cine e dumneavoastră? Dragii mei, dați-mi voie să vi-l prezint pe Fedia despre care v-am vorbit. Am onoarea să vă salut. Da, ne-ai vorbit. Așa e. Deci dumnealui este... Fedia? Nu pe tine te-am întrebat. Eu sunt Fedia. Așadar dumnealui este... Prezintă-te cu numele întreg. Eu sunt Feodor Feodorovici Maltsev. Maltsev? Nu-mi place numele ăsta. Cred că s-ar fi potrivit mai bine Bumagin. Bumagin sau Nikitin. Din păcate nu mai pot să-l schimb. Să lăsăm disputele astea formale. Da. Numele conține în el configurația persoanei care îl poartă. Da. Deci da, să acceptăm deocamdată ca oaspete pe un tânăr cu numele de Maltsev și să luăm loc. Da, luați loc. Sonia? Da, tată. Tu pregătești ceaiul. Da. Între timp noi o să stăm puțin de vorbă cu Fiodor Feodorovici Maltsev. Bine, tată. Așa. Deci, după câte am înțeles, dumneavoastră ați solicitat să efectuați această vizită în casa noastră. Da. Cu ce scop? Eu? Doream să vă cunosc. Ați să vă cunosc, adică să-i cunosc pe părinții Sonii și... Tinere, să vorbim corect și precis. Eu nu te-am întrebat cu ce dorință ai venit la noi, ci cu ce scop. Nu-i așa, Mașenca? Da. Nu m-am exprimat clar? Ba da, dragul meu, te-ai exprimat foarte clar. Deci cu ce scop? Da, eu aici am venit pentru... Adică cu scopul ca să am onoarea. Să am onoarea de a cere mâna fiicei dumneavoastră. O cerere în căsătorie așa pe nepusă masă? Mamă, taci, lasă pe Igor să vorbească. Ai auzit, Mașenca? Da. Tânărul acesta o cere de soție pe Sonia. Da, am auzit, Igor. Ei, atunci va trebui să procedăm așa la o mică investigare. Părinții dumitale trăiesc, tinere? Tata da, mama nu. Unde locuiește tatăl dumitale? La Moscova. Cu ce se ocupă? E funcționar la poșta centrală. În ce relație ești cu el? Bune. Adică? Bune, adică ne scriem din când în când. Vă scrieți? Da. Doar atât? Tata a divorțat de maică mea la 3 ani după ce m-am născut eu și... O căsnicie stricată, parcă bănuiam eu ceva. Copil fără părinți? Cum e mai rău? Taci, mamă! Deci, tinere, ce vârstă ai? 28. Și cu ce te ocupi? Sunt scriitor. Ce faci? Ce fac eu? Ce să fac? Scriu. Scrii? Și din ce trăiești? Din scris. Din scris? Din scris, da. Da, din scris. Da. Așa, poftiți ceaiul. Vă rog să te serviți. Mulțumesc. Vă rog, luați un fursec. Mulțumesc. Da. Sonia. Da. Trebuie să-ți aduc la cunoștință că acest tânăr te-a cerut în căsătorie. Știu, tată. Doar pentru asta l-am invitat. Da. Din răspunsurile lui a reieșit însă un fapt foarte grav. Tânărul acesta nu are
nici o meserie. Cum nu, tată, e scriitor? Asta nu e o meserie, e o îndeletnicire ocazională. E, cum poți vorbi așa, tată? Scriitori au fost și Tolstoi, și Gogol, și Dostoievski. Da, nu te-au cerut. Scriitor este și Șolohov, ale cărui cărți au plăcut. Ei, Fedia este un scriitor începător, e adevărat, dar nimeni nu poate să spună că în viitor el nu o să ajungă o mare personalitate, nu? Mă rog, e posibil... Un puțin zahăr, te rog. Unii scriitori au făcut cariere frumoase. Recunosc, m-aș bucura ca și Fiodorovici Malțe să urmeze exemplul lor. Nata, tinere, câte romane ai scris? Eu? Niciunul. E, poftim hal de scriitor. Niciunul? Da. Pe atunci, ce fel de scriitor ești? Eu nu scriu romane. Dar ce scrii? Versuri. Versuri? Fedia scrie niște poeme foarte frumoase, tată. A luat chiar și un premiu la... Sonia, te rog să nu te amesteci. Da. Discuția este mult prea serioasă ca să mai umblăm cu nimicuri din astea. E vorba de viața ta, Sonia, de viitorul tău. Da. Noi suntem datori să-ți asigurăm acest viitor. Se poate întemeia un cămin cu un om care n-are nicio ocupație? Tată, dar Fedia scrie versuri. Asta nu e o ocupație, dăm voie să spuneți, o pierdere de vreme. Tată, dar au fost poeți mari ca Pușkin, Lermontov sau... Lasă, gata, să nu intrăm acum în dispute literare cu Lermontov. Eu înțeleg să ții un sos, dragă Sonia, care să-ți asigure un trai îndestulat. Sigur. Eu nu admit să-mi dau fata după orice țirchea-berchea. Vă rog să știți că nu e... Scârța pe hârtie. Bunico, te rog, nu mai pune și dumneata paie pe foc. Orice om civilizat știe că din versuri nu se poate trăi. Nu-i așa, Mașenca? E așa cum spui tu, Igor. Auzi, uite, prin urmare, tinere, eu nu sunt de acord să-ți dau fata de soție. Tată, nu fi absurd, eu și cu Fedia ne iubim. Vă iubiți? Da. Asta... E o problemă, sigur. Numai iubirea însă nu ție de calzonia și nici de foame. Și numai cu iubirea nu plătești nici casa, nici lumina, nici telefonul. Că stai ore întregi la telefon, dar ne-ai nebunit. Deci, tinere, Malțev, cât câștigi dumneata lunar de pe urma versurilor dumitale? Eu, cum să vă spun, nu e propriu-zis o sumă fixă, o sumă fixă lunar. De cum? Și așa, după cum mi se publică în reviste, în ziarul local, din toamnă o să am și un volum pentru editură. Deci n-ai un câștig sigur, ci întâmplător, ai auzit, Sonia? Un moment, dai răbdare și ascultă ce va spune tatăl tău. Da. Fiodor Fiodorovici Malțev. În mod normal, ar fi trebuit să răspund la cererea dumitale cu un refuz categoric. Tată! Taci. Din anumite considerente, am să-ți acord însă o șansă. O primă și o ultimă șansă ca să te reabilitezi în ochii mei și ai familiei mele aici de față. Da. Voi interveni pentru dumneata pe lângă un prieten și îl voi ruga să-ți dea ceva de lucru. O, sunteți foarte amabil. Numai să fie ceva la care să mă pricep cât de tot. Ai să te pricepi, va trebui să te pricepi. Da? Va fi ceva din domeniul scrisului. Amicul meu este directorul... Nu mănâncă fursecuri acum. Așa, amicul meu e directorul revistei ilustrate Aventura. Cunoști revista asta? Aventura, cum? La chioșcă, l-am văzut. Lasă, e o revistă pentru tineret, dar pe care o citesc cu plăcere și adulții. Și știi de ce? Bănuiești de ce? Nu, pentru că publică numai romane captivante. Numai romane de aventuri senzaționale. Voi vorbi cu prietenul meu. Un moment. Tinere, te rog să nu mă întrerupi. Nu. Te voi recomanda, deci, amicului meu, ca să-i scrii un asemenea roman. Iertați-mă, tocmai asta vă cer iertare, însă nu văd cum aș putea eu să scriu un asemenea roman, tocmai... Fiodor Fiodorovici Malțev, ești scriitor sau nu ești? Eu? Fiște, dacă ești, atunci trebuie să scrii. Să scrii de toate. Versuri, de-astea, schițe, nuvele, romane și mai ales trebuie să scrii ceea ce aduce bani. Înțelegi? Fiindcă dumneata vrei să-ți întemezi un cămin. Da. Iar pentru asta ai nevoie de o situație materială bună. Ori dumneata ai o situație materială deplorabilă. Iar după un asemenea om, eu nu-mi dau fata.
E clar? Fedia, Fedia, te rog, acceptă propunerea tatii. Altfel nu ajungi la o înțelegere cu el. Lasă-l să vorbească la revistă, du-te acolo și pe urmă vedem noi ce se poți face. Hai, Fedia. Mașenca, te rog, o clipă. Eu și familia mea așteptăm răspunsul dumitale, tinere. Da, da, da. Sunt de acord. Atunci vorbiți cu prietenul dumneavoastră, voi merge la dânsul. Vă repet însă că eu n-am scris un roman și încă un roman de aventuri în viața mea. Nu e nimic, nu e nimic. Asta poate fi chiar o calitate, îl vei scrie acum. Bine, bine, și dacă nu va fi bun. Tinere, tinere, nu mă enerva. Îl vom face noi să fie bun. Alo, revista Aventura. Cu tovarășul Bobașkin. Da, da, numai cu el. Spuneți că îl cheamă Igor Dimitrievici. Da, da? Doar atât îi spuneți. Alo, Vitea, tu e... Noroc, băiete, ce mai faci? De ce n-ai mai dat niciun semn de viață? Lasă că... O oră, două, îți găseai tu timp. Acum, ascultă, Vitea, vreau să-ți recomand un scriitor. Nu, 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 nu s-a lansat încă. E tânăr, dai o forță. Ascultă-mă pe mine. Cum încii o forță? Înscris! Că doar nu la altere sau la lupte greco. Romane, romane scrie. Romane palpitant, cele mai senzaționale aventuri. Specialist mare, crede-mă. Bine, Vitea, îl trimit la tine? Urgent, desigur. Cum? Malțe. Notez? Malțev. Malți. Aș. Cum e? Fiodor Fiodorovici Malțev. La revedere. Vitea, aranjează-te să ne faci o vizită cât de curând. Te rog. Gata, tinere. Ai drumul liber. Ca un pescăruș. Eu ți l-am deschis. Pășește pe el cu fermitate și convingere. Mulțumesc, mulțumesc, da. Și caută să fii demn de excepționala recomandare pe care ți-am făcut-o, ai auzit doar. Am auzit, vă mulțumesc foarte mult. Da. Îmi voi da toată silința să... Bravo. Vă asigur, deși, cum să vă spun, mă având așa într-o direcție cu totul necunoscută pentru mine. Fă-o cu curaj, da. Cu curaj. Și cu convingere, nu-i așa, Mașenca? Așa este, Igor. Îți mulțumesc și eu, tată. Până la urmă ai fost foarte drăguț cu Fedia. Am fost, deși n-am aprobat felul cum a vorbit la început, să știți. Auzi, tinere, da? Altă dată să fii mai atent cum le răspunzi celor mai vârstnici și cum te prezinți în fața lor. Da. Și dacă nu te-am poftit afară imediat, asta se datorește unui singur lucru. Un singur lucru mi-a plăcut la dumneata, cravata! Da. Ia denotă un om, cum să zic, un om de gust, un... Da. Cred că și eu am ceva asemănător printre cravatele mele, nu Mașenca? Da, da, sunt sigură că ai ceva la fel. Sonia, da, Sonia, da, da, să știi că din acest punct de vedere, viitorul tău soț mi-a făcut o impresie excelentă. Ne-am îndunțit. Nu vă supărați, biroul tovarășului Bubașkin, unde este? Pripa ușii la dreapta. Da, vă mulțumesc. Intră. Vă rog, dumneavoastră sunteți tovarășul Bubașkin, directorul ziarului? Bubașkin eu sunt, e adevărat. Acesta nu este însă un ziar, ci o revistă literară. Eu nu sunt director. Eu sunt redactor șef. Vă rog să mă scuzați. Nu te scuz până nu știu cine ești. Vin din partea tovarășului Igor Dimitrievici. Vreau să schimbă chestia. Stai, vreau cu acest. Ești specialistul romanii senzaționali. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Să știi că ai picat foarte bine. Aveam nevoie de un autor ca dumneata. Amintește-mi numele dumneitare. Feodor Feodorovici Malțev. Așa, asta e, tovarășe Malțev. Nu-ți ascund că revista e într-o situație dezastroasă. Nu mă întreb de ce?
Ba, vă întreb. Se simte lipsa unor opere literare care să atragă interesul tinerilor cititori. Dumneata înțeleg că ai gata niște romane de aventuri și, nu? Da, adică nu am, cum să spun, n-aș putea să spun că le am gata scrise. Sunt pe masa de lucru. Rămâne doar să-l aleg pe cel care o să-l definitivez. Foarte bine, foarte bine. E bine că n-ai terminat niciunul, să știi. E foarte bine. Nu te miri de ce? Ba, mă mir. Pentru că la mine vin scriitori cu operele gata făcute. Așa. Da, făcute după gustul lor. Uh-huh. Am în portofoliu redacțional o mulțime de manuscrise. Nu este însă ceea ce mi-am dorit eu să... Vrei să știi de ce? Desigur că vreau să știu. De ce? Sunt niște romane din calea afară de serioase. Auză-o, Arșemațev, la drept vorbind, în loc să atragă interesul tinerilor cititori, aceste opere mai degrabă i-ar întrista. Ori eu vreau să-i captivez pe cititori, să le pun imaginația în mișcare, să le ofer satisfacția unui subiect inedit. Așa că m-am hotărât să comand eu un roman unui scriitor, un roman absolut original. Mă înțelegi, Arșemațev? Da, vă înțeleg. Trebuie să fie un roman atrăgător și plin de aventuri interesante. Eu m-am și gândit la un subiect foarte nou și foarte interesant. Nu mă întreb la ce m-am gândit? Desigur că vă întreb. La ce v-ați gândit? Uite, aș vrea să-mi scrii romanul unui nou Robinson Crusoe. Robinson Crusoe? Da, ce? Nu te uita așa de mirat la mine. Pe cine n-a auzit de Robinson Crusoe, nu? Toată lumea îl știe. Deci, celebritatea romanului dumitare e de la început asigurată. Iertați-mă, tovarășe redactor șef, dar am o nedumerire. Nu mă întrebați ce nedumerire am? Ce nedumerire? Dacă toată lumea cunoaște aventurile lui Robinson Crusoe, de ce ar mai cumpăra romanul meu? Tinere, nu mai înțeles deloc. Păi ce vorba de o subtilitate, de o șmecherie, dacă vrei să-ți vorbesc mai pe șleau. Păi eroul dumitale trebuie să fie un Robinson de tip nou, care trece prin cu totul alte întâmplări. Iar întâmplările astea trebuie să fie atât de captivante, încât cititorul să nu poată lăsa romanul din mână. E ce zici? Te simți în stare să-mi torni în asemenea roman? Cum să spun, știu eu, nu știu, așa mi se pare cam riscant. Tovarășe, Malțev, la vârsta dumneavoastră nu ai voie să-ți se pară nimic riscant. Vrei să dai lovitura sau nu vrei? Eu îți spun încă o dată întrebarea și dumneavoastră am răspuns prin da sau nu. Vrei să-mi scrii povestea unui alt Robinson Crusoe sau nu? Da. Bravo, ești un tânăr de ispravă. O să faci carieră în meseria asta, ascultă-mă ce spun eu. Îți dau termen o lună de zile ca să-mi scrii lucrarea. O lună, nu mai mult. M-ai înțeles? Da, v-am înțeles. Hai, mergi și așează imediat la masa de lucru. Dar mai înainte de a părăsi localul redacției, nu să treci pe la casierie. Nu mă întreb de ce? Ba, vă întreb. De ce? Ca să primești un aconto pentru viitorul roman. Vă mulțumesc din inimă. N-am nevoie de mulțumire, dumneavoastră. Am nevoie de roman. Ține minte, de azi într-o lună, să-l am aici pe birou. Bubașkin, directorul revistei, unde e? Stă de vorbă cu tata în sufragerie. Au cerut să nu fie deranjați. Bine, cum? Dar eu vreau să aflu rezultatul. I-am dus romanul exact după o lună și de atunci nu mi-a dat niciun răspuns. Cum arăta Bubașkin când a venit? Foarte vesel. Vesel? De altfel, tot timpul s-au auzit râsetele lor din sufragerie. Bravo! Înseamnă că e bine. A venit probabil ca să-i spună tatălui tău că i-a recomandat un bun autor de romane palpitante, nu? Eu nici până acum n-am înțeles, dragă Fedia, cum ai putut tu să-l scrii așa de repede? E, dragă, cum? Ce să... Tu m-ai stimulat, dragă mea. Ce... Lasă-l. Gândul că astfel te câștig... Mi-a dat aripi. Rău îmi pare că n-ai apucat să mi-l citești. Nu-i nimic, Sonia, lasă-o să-l citești când va apare pe piață. Parcă când... și văd afișele. Povestea unui alt Robinson Crusoe. Așa. Roman de aventuri zguduitoare scris de debutantul Fyodor Fyodorovich Maltsev. Mulțumesc foarte mult. Pleacă, Bubașkin. Vrei să-i vorbești? Nu, aici, lasă să nu zică tatăl tău că abuzez de ospitalitatea voastră. Nu, da. Lasă că-l găsesc tu pe Bubașkin mâine la redacție. Lasă, atunci vină dincolo până pleacă.
cu tata. Hai. Am onoarea să vă salut, Igor Dimitrievici. Oh, ce faci, tinere? De unde ai apărut? Am sosit tocmai când stăteați de vorbă cu Bubașkin și n-am vrut să vă deranjez. Foarte bine ai făcut. De altfel, o să afli îndată ce am discutat cu amicul Bubașkin. Ați vorbit și de romanul lui Fedia, tăticule? Am vorbit tot timpul numai despre romanul lui Fyodor Fyodorovich Maltsev. Și ce ți-a spus? Răbdare, Sonia, ce înseamnă graba asta? Du-te și cheamă aici pe mama și pe bunica ta. De ce? Învață-te să nu mai pui întrebări ne la locul lor drept. Pasă înainte, arci, un, doi, un, doi, un. Îți place? Da. Aici, educație. Vreau să fie adunată aici toată familia. Avem de discutat cu acest tânăr scriitor. Hai, noi toți trebuie să discutăm cu el. Despre ce, tată? Cum despre ce? Despre romanul lui Sonia. Nu mai pierde timpul. Un, doi, un, doi. Bine, mă duc, mă duc. Ia loc, tinere. Mulțumesc foarte mult, să știți. Să știți că eu am predat romanul la timp. Mi-a spus Bubașkin. Da, pe urmă, el a fost tot timpul foarte ocupat și nu l-am putut găsi. Tocmai de-aia a venit la mine, da, ca să-mi explice de ce a întârziat atât de mult cu răspunsul. Eu la timp l-am dat. Ne-ai chemat, Igor? Da, da, da. Dar vă rog, vă rog să intrați, să luați loc, vă rog. Așa. Am considerat necesar să convoc acest mic consiliu de familie pentru o chestiune foarte importantă, după cum știți. L-am recomandat pe tânărul acesta amicului meu de la revista Aventura. Amicul meu i-a comandat un roman. Ideea mi s-a părut extrem de originală. Aventurile unui nou Robinson Crusoe. Dar Aveli nu mai era bun? Taci, mamă, taci. Nu-l întrerupe pe Igor. Vă rog, vă rog, Fyodor. Fyodorovich Maltsev a scris romanul, l-a predat la data fixată, ceea ce e foarte lăudabil, iar acum Bubașkin mi-a adus răspunsul. Romanul dumitale, tinere, este foarte slab. Aș zice chiar total nereușit. Cum se poate? Romanul dumitale e un dezastru. Nu mă miră. Pe dumneata nu te miră, dar pe noi ne miră, dă ne întristează până la lacrimi. Pentru că romanul dumitale, romanul acesta, constituia afirmarea dumitale. El reprezenta o bază materială pentru viitorul vostru cămin. Era o șansă unică pentru dumneata. Și totuși, ce are romanul lui Fedia de atât de dezastros? Era mai bine să mă întreb ce nu are. Ce? Nu are originalitate, nu are aventură, nu are culoare, nu are nimic. Nimic! Catastrofă! Dimpotrivă, în loc de aventuri palpitante, subiectul suferă de un idilism. Stai ca, stai să spun că am notat tot ce... Uite aici, un idilism desuet și perimat. Lăsați-mă, eu am crezut că subiectul meu e foarte romantic. Romantic! Stai să vezi, ascultați ce a scris dumnealui. Așa, un tânăr sovietic naufragiază pe o insulă nelocuită. Acolo Doru, după iubita lui, îl macină atât de tare încât scrie un poem de o nemaipomenită frumusețe. Pune poemul într-o sticlă de bere pe care o aruncă în ocean. Sticla e găsită de niște marinari, apoi poemul e publicat și tânărul devine celebru, dar nimeni nu va ști niciodată pe ce insulă se află, deoarece el n-a indicat poziția geografică a locului. E foarte frumos. Să știi, Fedia, că îmi place foarte mult subiectul tău. Da, din păcate, se pare că numai ție ți-a plăcut, dragă Sonia. Exact, exact. Cu asemenea subiecte n-o să câștigi interesul tinerilor cititori. Lor le trebuie un... Vă rog foarte mult! Le trebuie un roman luminos și optimist, cu un personaj robust, neînfricat și practic. Numai Șenca? Da, sigur că da, Igor. Iată, tocmai de aceea v-am adunat aici. Vă propun să-i dăm o mână de ajutor lui Fyodor Fyodorovich Maltsev. Mamă, mamă, o clipă. El a primit, să știți, și un avans de la redacția revistiței. Trebuie, deci, să-și rescrie romanul potrivit cu normele vieții noastre. Fiecare din noi poate să-i dea câte o idee. Suntem aici oameni mai vârstnici ca el, cu o experiență mai bogată. Sigur,
Uite, mamă, nu că e bătrână, are experiență. Da. Să împărtășim lui Malțe din roadele experienței noastre. Deci, tinere, ia-ți carnetul și creionul și... Ce, n-are creion? Dă-i rimelul. Notează. Tată, tată, ăsta nu e un mod de a lucra său. Ei, dar de ce nu? O să fie un roman scris în colectiv. Asta e foarte la modă, nu? Tinere, deci ia creion așa. Cred totuși, stimat Igor Dimitrievici. Să nu crezi nimic. Să ascult și să-ți notezi. Da. Eu propun ca subiectul să sune astfel. Un tânăr sovietic i-a aruncat de valuri pe o insulă nelocuită. Așa. E singur, lipsit de orice apărare în fața primejdiilor de tot felul. Liane, fiare, sălbatice, de-astea, salamandre, ploi torențiale. Tremure de pământ. Ce cu... Nu era ideea. Cu tremure și... Mașenca e bună, da? Da. E bine să fie și cu tremure de pământ. Dar Robinsonul nostru, plin de energie, învinge toate greutățile. Peste 3 ani, o expediție științifică îl găsește sănătos și înfloritor, a învins natura și și-a construit o căsuță. Nu, Mașenca? Dar, dragii mei, ce are el în jurul acestei căsuțe? Da. Cel mai bine ar fi să aibă o grădină de zarzavat. Zarzavat? Nu era ideea. Crește și iepuri de casă. Iepuri? Nu era ideea. N-ar strica să aibă și vreo 3-4 stup de albine. Nu era ideea. Albine, pâzâiți, miere. Și-a pus o cămașă din cost de mai mult. De mai mult. Vedeți. Stați. Nu. E foarte bine până acum, dar ideea cu iepurii. Să ne gândim puțin. Iepurii, în ce un se află el, pe ce longitudine, nu? Iepurii, nu crezi chiar? Da, așa, dacă sunt de casă, pot fi oriunde și ideea rămâne admirabilă. Iată, tinere, cum apar trăsăturile unui roman foarte actual. Așa, nu prea înțeleg care ar fi ideea de bază a acestui roman pe care îl construiți dumneavoastră. Ideea de bază e foarte clară. Lupta omului cu natura. Bine, am înțeles asta, iertați-mă, însă totuși am impresia că ne abatem de la... Tinere, o clipă. Dacă nu ești dispus să accepti ajutorul pe care ți-l dăm, nu mai avem ce discuta. Da. Sonia, la tine în cameră. Hai. Ascultă, te rog, fă-o pentru mine. Stimate Igor Dimitrievici, vă rog, gata, am terminat. Vă rog foarte mult să continuați, vă rog eu foarte... Eu notez totul. Și pe urmă o să reflectez. Vă rog eu să continuăm. Ne lași să ne sărăm. Stai să mergem mai departe. Eu am o idee. Spune-o, bunico. Așa. Robinsonul nostru are și un papagal. Un papagal și l-a învățat să-l trezească dimineața ca la radio cu cuvinte de atențiune. Arunca jos plapuma, începe gimnastica de dimineață. Excelentă! Mamă, vai excelentă, cilintă pianul și asta e papagalul. Mamă, nu că mi-ești mamă, dar ți-o spun, e într-adevăr un lucru foarte bine. De asemenea, mi se pare foarte reușită, să știți, să nu uităm grădinile de zarzavanță. Nu aia cum tot cu roșii, cu vinete și tot așa. Totuși din roman lipsește ceva. Nu, ia așa o trând. Dumneata, nu simți Fiodorovici, că vezi, de specialitate, nu? Lipsește ceva. Nu știu, mărturisesc că nu. Nu, lipsește, tinere. Nu lipsește. Lipsește sportul. Educația fizică. Unde e de pildă clubul sportiv de întreprindere? Igor Dimitrievici, vă rog, scuzați-mă, iertați, dar asta mi se pare o absurditate. O absurditate, tinere? Tinere, o clipă, ce nivel politic ai dumneata? Putem neglija oare rolul cluburilor sportive? Dar cum să apară un club sportiv pe o insulă nelocuită? Mi se pare o
absurditate. Are dreptate, tată. Sonia, o clipă, are dreptate. Stai, sunt de acord. E o insulă nelocuită. E nelocuită, dar totuși un club sportiv trebuie să existe. Eu personal nu sunt scriitor, dar în locul dumitale aș introduce acest element. Nu m-aș încă. Da. Și eu cred că ar trebui introdus un club sportiv, da, sau măcar o parte din el. Nu, eu n-am cum să o fac. Pe cum să o fac? Nu v-am spus că... Cum? În primul rând, toată povestea asta lui Robinson e astfel concepută încât insula este nelocuită. Deci dacă am nelocuită, cum că să... nu mai înțeles. Nu sunt înțeles. Nata, nu spune mie cum e povestea lui Robinson Crusoe. Asta o știe toată lumea. Dumitale ți s-a încredințat sarcina de onoare să scrii povestea unui alt Robinson Crusoe. Am înțeles, stimat Igor Dimitrievici, dar cum pot să explic eu prezența, nu știu, câtor sportivi acolo pe o insulă care e nelocuită? Netinere, un scriitor trebuie să aibă imaginație. Dacă o are, el va găsi soluții pentru orice situație. Fie ea chiar imposibilă. Dacă nata n-a imaginație, atunci ne pierdem vremea de ceaba și noi și fica noastră și treci în camera ta și nu mai mașeca. Nu, vă rog eu foarte mult, aveți dreptate, cred că există totuși o soluție. Există, da. Uite, dacă nu m-am gândit, nu mi-a trecut prin minte. Este, o să facem așa. Din naufragiu se salvează doi oameni. Robinson, da, și președintele clubului sportiv. Da, și încă doi antrenori. Doi antrenori și o antrenoare care să strângă cotizațiile. Cum antrenoare? La cine trebuie antrenoare? De la cine să strângă cotizațiile? De la Robinson. Păi cum de la Robinson? De la Robinson poate să strângă cotizațiile și președintele clubului sportiv. Păi nu, n-are de ce să nu o facă. De ce să nu o facă? Greșești. Iar? Greșești, tovarășe scriitor. Ar fi un lucru inadmisibil, președintele clubului sportiv nu trebuie să alerge după cotizații. Astea sunt treburi mărunte pentru el. Președintele clubului are un birou, are tot ce trebuie, trebuie să ocupe de o muncă serioasă de conducere, nu mașeca. Vai, fără doială. E ridicol, totuși, cum să... Ce e ridicol, tinere, ce e ridicol? Ideile noastre sunt ridicole, noi suntem ridicoli. N-am vrut să zic asta. Fidia, te rog, fă-le pe plac și nu te mai opun. Igor Dimitrievici, bine, vă rog, iertați-mă. Mă rog, să rămână și antrenoarea, să rămână. Dacă rămâne, am și eu o idee. Bunico. Da, am o idee. Foarte lăudabil. Fate, suntem adunați aici cu toții ca să-l ajutăm pe acest tânăr. Mamă, soacră, vorbește. Da, antrenoarea să se căsătorească cu președintele clubului sportiv. Asta e bună. De ce nu, Sonia? Sonia, te invit să fii serios. Fiecare e liber să-și comunice ideile, iar noi le discutăm în spirit critic și autocritic. Bineînțeles. Da, sigur că da. Și dacă nu vă convine antrenoarea ca să-l ia pe președintele clubului, n-are decât să se mărite cu Robinson. În felul ăsta, romanul devine mai atrăgător. Încep familiarismele, gata, o clipă. Ideea nu mi se pare bună. Mamă, te respect, te apreciez, aici nu. Nu face să introducem asemenea lucruri. Ar însemna să-i dăm romanului un iz bulevardier, o nuanță exagerată de erotism, de mașinca. Da, evident, dragul meu, nu s-ar da naștere la scene mult prea erotice. Păi erotice și exotice și nu se poate. Trebuie, ceea ce nu e indicat, nu este un roman de... Nu. Antrenoarea să facă bine, să strângă cotizațiile, să se îmbrace decent, cu fustă lungă și să păstreze cotizațiile într-o casă de fier. Ei, asta e nemai casă de fier. Iertați-mă, Igor Dimitrievici, nu se poate. Dar cum naiba să existe o casă de fier pe o insulă nelocuită, vă repet, nelocuită? Stai, are și el. Asta, într-adevăr, e o problemă. E o problemă. Stai, am găsit. Ce ai găsit? Am găsit eu soluție. Valurile nu aruncă totul deodată pe insulă, ci pe rând. Mai întâi îl aruncă pe Robinson, apoi pe membrii clubului sportiv, apoi casa de fier și alte obiecte. Da, exact, da, topoare, sigur, carabină, lopată, un butoi cu rom. Vă rog, fără rom. Butoiul cu rom poți să-l scoți, uite, nu. Pune mai bine o sticlă cu cerneală și neapărat casa de fier. Iertați-mă, nu cumva valurile au aruncat pe insula pustie și o masă,
o masă pentru ședințe? Bravo! Strașnică idee! Ai dreptate, tovarășe scriitor! Trebuie să le asigurăm oamenilor condiții de muncă. Excelentă idee! Asta cu masa de ședințe, mașinca, nu? Da, foarte bună. Poate ar fi bine să le faci roșii de o sticlă cu apă. Nu, tovarășe scriitor? Și de un clopoțel? Just, n-a stricat și un clopoțel. Și o față de masă! Da, s-a gândit bine, mama sacră, e nebuie și de o față de masă. Mai iertați-mă, aș vrea să vă întreb ceva. Aici am o nedumerire. Da. De ce culoare? Ce culoare? Cine? Fața. Dragul meu, în ceea ce privește fața de masă pe care o aruncă valurile, ea poate fi de orice culoare poftești. Da. Eu n-am obiceiul să îngrădez libertatea de creație a oamenilor de artă. Și cu această precizare, consider că putem încheia mica noastră reuniune. Da. Aș vrea să vă spun în concluzie că s-au formulat idei prețioase. Fiodor Fiodorovici Maltsev și le-a notat, da, și va rescrie romanul în spiritul celor discutate aici. Da. Nu-i așa, tovarășe scriitor? Da, Igor Dimitrievi, sigur, așa este. Voi le face romanul tocmai după cum mi-a sugerat dumneavoastră cei de aici. Excelent, bravo. Să știi că încep să fiu foarte mulțumit de dumneata. Și cred că o să fie și amicul meu Bubașkin de la revista Aventura. La revedere. La revedere. La revedere. Am onoarea să vă salut. La revedere. Vă mulțumesc. Și mulțumesc foarte mult. Tot ce s-a notat să revedere. Vă mulțumesc, am reținut. Dar grele încercări trebuie să înduri eu din cauza ta, dragă Sonia. Da, așa e tata. Un om de modă veche cu idei caragioase, cu el însă nu se poate discuta în contradictoriu. M-am convins. A trebuit să ascult toate prostiile lor. Și acum ce ai de gând să faci? Știi ce am să fac, dragă mea? Am să rescriu tâmpenia asta de roman cu toate enormitățile pe care mi le-au recomandat ei cu atâta generozitate. De ce nu? Ba da, Sonia, lasă să le trec pe toate. Și clubul sportiv, și antrenorii, și casa de fier, și papagalul. După care o să-i duc romanul lui Bubașkin și când el o să sară în sus și o să țipe la mine... Cum de-am putut să scriu inețiile astea, eu o să-l trimit să discute cu tatăl tău. Nu știu dacă e bine să procedeze așa. Nu e bine sau nu e bine, mie puțin îmi pasă. Asta va fi mica mea răzbunare. Iar tatăl tău nu va putea să ne reproșeze nimic, absolut nimic. Am respectat întocmai ideile sale. N-are decât să se certe cu Bubașkin pentru el, nu cu mine, nu? Iar dacă romanul va fi prost, nu va mai fi vina mea. E clar, dragă Sonia? Am încurcat-o rău de tot. E foarte clar. Intră. Bună dimineața! Bună dimineața, tovarășii Bubașkin! Tinerul nostru scriitor, bună dimineața, Fiodor Fiodorovici Maltsev! M-ați convocat pentru asta, dumneavoastră? Da, ia loc! Cred că bănuiești pentru ce te-am chemat. Ați citit noua versiune a romanului meu, da? Da, tovarășii Maltsev, am citit... Și v-ați îngrozit! Poftim? Scuzați, mă gândeam că nu v-a plăcut deloc. Ce te face să crezi asta, tovarășe? Am băgat în noua versiune o serie întreagă de idei năstrușnice. Năstrușnice, spui? Ori ești prea modest, tovarășe scriitor, ori faci pe naiv. Toate ideile introduse sunt geniale, să știi. Auzi, mi-a tatăl tineri? Geniale! Am parcurs romanul dumneavoastră cu o încântare nemaipomenită. La fiecare pagină altă surpriză, altă întorsătură din condei plină de măiestrie și chiar vorbi serios sau... Ce mă mai întreb? Te felicit, tovarășe scriitor. Ai o imaginație extraordinară. Ți-am savurat fiecare idee, fiecare găselniță și papagalul cu lecția de gimnastică extraordinară și grădina de zarzavat. Să nu mai vorbesc de clubul sportiv. Este aia cu cotizațiile, da? Cu casa de fier, care m-au entuziasmat pur și simplu. Este excelent totul, tovarășe scriitor, excelent și foarte bine orientat. De ce îl publicați? Cum? Romanul meu, am înțeles că îl publicați. Nu. Nu?
Iertați-mă, ziceați că v-a plăcut. Păi mi-a plăcut, sigur, o declar sus și tare că mi-a plăcut, dar mai lipsește ceva, ceva important, foarte important, Fiodor Fiodorovici. Ce anume? Ce anume? Lipsesc masele, tovarășe scriitor. Masele? Se poate să nu înfățișez în romanul unei tale păturile largi de oameni ai muncii? Masele, tovarășe, datorșe, păi da. Nu, păi da, cum? Păi da, valurile nu pot arunca pe o insulă mase de oameni. Ar fi în contradicție cu subiectul. Gândiți-vă și noastră, niște valuri care aruncă așa pe mal câteva mii de oameni. O să râdă și curcile de noi. O să râde? Da? Da? Păi, e, da. Foarte bine, să râde. O cantitate nu prea mare de râs sănătos, tonic și optimist nu strică niciodată. Iertați-mă, nu, valurile nu pot face una ca asta, nu, nu. Păi de ce neapărat valurile? Păi altfel cum? Ia uite ce, păi altfel cum să ajungă masele pe insulă? Insula e doar nelocuită. Dar cine ți-a spus, mitare, că e nelocuită? Uite, uite, o cam încurci, tovarășe scriitor. Pentru mine însă totul este limpede, să știi. Există o insulă și, sau mai bine o peninsulă. Da, e o peninsulă, da, da. Pe această peninsulă au loc o serie de aventuri captivante. Se duce activitatea sportivă, e adevărat, uneori cu lipsuri. O antrenoare descoperă aceste lipsuri, să zicem, în ceea ce privește strângerea cotizațiilor. Masele largi o sprijină în această acțiune. Există și un responsabil care își face imediat autocritica și la sfârșit pot spune și o adunare generală. Eh, și cu asta, gata. Bine, dar... Dar Robinson? Da, da, bine că mi-ai adus aminte. Da. Uite ce este, Robinson ăsta de cam încurcă ițele. Știi ce? Ia scoate-l cu totul. E un personaj care n-a niciun haz, un tip de plângăreț de asta, de. Hai, gata, la coș cu el, m-ai înțeles? Da, am înțeles. La coș. Așa, perfect. Atunci, apucă-te și scrie. Apropo, acolo la începutul romanului parcă era un naufragiu, nu? Da. E, uite, eu cred că trebuie să scoatem și naufragiu. Să scoatem? Păi sigur că dar să fie mai cu minte așa. Ce ne trebuie nou naufragii și de-astea și... Ești de acord sau nu? Aoleu! Ce-i cu numai ta? Tovarășe scriitor! Tovarășe Malțev! Ajutor! Ajutor! Tovarășe secretară! Cheamă salvarea! Repede! Aleșinat scriitorul!